lumea și, tragic, unii care ar trebui să dea învățătură biblică despre dragoste, distorsionează lucrurile și învață o dragoste nebiblică. Dragostea biblică este dragostea care se sacrifică, care se jertfește. Și Pavel vorbește despre osteniala dragostei. Această dragoste nu este dragostea care așteaptă ca celălalt să facă primul pas. Este dragostea care face ea pași, primul pas. Și de fapt asta a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru biserica Lui. Dumnezeu nu a așteptat ca biserica să facă primul pas înspre Dumnezeu. Dumnezeu a fost acela care a făcut primul pas și și-a arătat dragostea față de biserica Lui. Pe când biserica nu era frumoasă, nu era vrednică de iubit sau iubibilă, nu? În momentele acelea Dumnezeu a făcut primul pas. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Aceasta este dragostea despre care vorbește Apostolul Pavel. Aceasta este dragostea care trebuie să inunde viața noastră de credință, viața noastră de creștini. Este o dragoste care trebuie să fie interesată de nevoile celorlalți. Este o dragoste care trebuie să fie intențională, adică să fie cu intenție și să arate intenția de a ajuta, de a pune umărul. Și este dragostea care crește în intensitate.